Bun găsit! Sunt profesor Mândiță Baias și vă prezint astăzi, în seria de aplicații Google, modul cum să faci un video folosind Google Slides. Așadar, accesăm aplicațiile Google și voi accesa aplicația Slides. Intru pe aplicația Google, observați ce opțiuni am acestea. Voi căuta un design care să-mi placă sau să import o temă din SlidesGo. Eu am mai importat, așadar din SlidesGo pot să salvez o temă pe care o doresc eu. Voi încărca o prezentare făcută anterior, așadar o să vedeți prezentarea cu tema masa, densitatea. Voi încărca toate slide-urile gata pregătite. Le puteți vedea, unități de măsură pentru masă, determinarea masei, cântărire, lucrare de laborator, cine are densitate, niște exerciții, informații pentru elevi utile în toată perioada aceasta, cât învață la fizică, care substanță are densitatea cea mai mare și observați, este osmiu. Diferite substanțe așezate în felul acesta, astfel încât a rezultat aici tricolorul. Acest experiment a fost realizat de o elevă care acum este studentă la medicină și a pus aici alcool sanitar pe care l-a colorat cu puțină cerneală, a pus ulei și a pus un sirop foarte concentrat de zmeură și observați tricolorul. Exerciții pentru această temă, probleme, alte probleme, așadar succes în realizarea acestei teme. Dar subiectul nostru este cum să realizăm un film despre cu această prezentare, cu ajutorul acestei prezentări. Așadar, accesez din Google Slides, am acolo opțiunea să adaug și voi adăuga aplicația Creator Studio. Această funcțiune o adaugă administratorul de rețea sau o putem adăuga noi. În cazul meu a fost adăugată de administratorul de rețea între aplicațiile din suita Google de la școală pe care le pot folosi. Așadar, accesez aplicația Creator Studio, lansez această aplicație și ce pot să fac în ea? Pot să creez o animație, pot să creez un video, pot să creez o suită de slide-uri și în cazul acesta am diferite setări de făcut, așadar sunt în Creator Studio, pot să setez dimensiunea, calitatea videoului și eu o să setez 720, câte secunde să fie între slide-uri. La început voi găsi două secunde, eu am să setez 3 secunde, pot să salvez să fie un video în format MP4 sau o animație, salvez aceste setări pe care le-am făcut și pornesc aplicația. Voi găsi, ia uitați-vă, deja este aplicația mea, filmulețul realizat de mine, l-am adăugat aici la sfârșitul prezentării noastre. Și îl puteți vedea cu setările pe care le-am făcut. Vă mulțumesc și mult succes!